Un autocar cu pasagere din Republica Moldova a fost implicat aseară într-un grav accident rutier în România. Autobuzul de pe ruta București-Chișinău s-a ciocnit violent cu un automobil, după care a fost proiectat într-un microbuz parcat pe marginea carosabilului. Șoferul mașinii, un cetățean român, a decedat pe loc. Impactul a avut loc în apropiere de localitatea Tecuci, județul Galați. Potrivit informațiilor preliminare, vinovat de producerea accidentului s-ar face șoferul mașinii, care ar fi ieșit brusc pe contrasens. Conducătorul autobuzului ar fi încercat să evite impactul, însă nu i-a reușit. Acesta s-a tamponat în automobil, iar mai apoi într-un microbuz. În urma impactului, conducătorul mașinii, un cetățean român, a decedat pe loc, iar alți câțiva pasageri au fost răniți. La scurt timp, o echipă de salvatori a intervenit la fața locului. Pasagerii din autocar nu au avut de suferit. Accidentul s-ar fi întâmplat la Tecuci, în apropiere de Galați, dar persoane rănite, traumate din cadrul, adică moldoveni, nu sunt implicate. Nu sunt informații confirmate de ambasadă. Poliția română cercetează toate cauzele pentru a stabili cine se face vinovat de producerea impactului.